Mulțumesc tuturor. Dăm cuvântul la domnilor. Domnilor, este o expoziție specială, să spunem. Nu este o expoziție în vernisaj, nici în care discursul la propriu și scriinarea celui care vorbește trebuie să respecte anumite lucruri. În primul rând, mărturisesc impresia, emoția mea, cu cât am în față aici o generație de sărbătoriți, dar și o generație care trăiește un moment de remember, așa duce aminte. E o generație în care emoțiile lor se amestecă cu emoțiile mele, pentru că acolo, în clădirea fostă a Institutului Pedagogic de 3 ani, într-o 1966-1969, când ați terminat, când a renăscut facultatea, a renăscut în 58, după cum știu, Facultatea de Arte Plastice, după ce în mod brutal și nejustificat a fost desfințată în 1950, mi-aduc aminte de o parte din dumneavoastră, la unii fizionomia nu prea s-a schimbat, la unii s-a cam schimbat, în fine, cum alergați pe sălele din față, la cele două mari ateliere din față, și eu eram și eu atunci, de 2-3 ani, asistent la Facultatea de Litere. Aveam printre pe dumneavoastră, mai văd, vă iau în vedere, prin tablourile pe care le aveți în ateliere, pe că profesorii dumneavoastră mai bine i-am cunoscut. În afară de maestru Hatman, erau alții și mai bine, între care mi-aduc aminte de Cornel Ionescu, dar mi-aduc aminte de figura de neuitat a celui mare, bun colorist al nostru și parcă nedreptății de viață, Francis Bacu, cu care, sau Cornel Ionescu, cu care împărtășea aceeași cameră cu provizoriu locuință din Cărnin. De fapt, pentru dumneavoastră este zi de sărbătoare, dar în același timp de bilanț. Sunteți la o vârstă în care toate iluziile nu mai sunt posibile, în care se va lucra în continuare, dar în care dumneavoastră arăți arătat prin tablourile de dumneavoastră ce ați făcut și prin activitatea dumneavoastră. Este ora bilanțului. Ați fost răsice, fără să vă cunosc prea mult, o generație norocoasă. În ce sens? Ați fost o generație de răscruce și în sensul bun al cuvântului. Facultatea de Arte Plastice renăscută avea doar ca amintire îndepărtate acel moment de vârf care s-a numit decenii 3-4, decenii de 3-4 ale secolului recent trecut, în care Facultatea de Arte Plastice, din impasul relativ în care se afla, era vorba de generația unicul și nepotul, să spunem așa, unicul și nepotul, Gheorghe Bardasare, Emanuel Bardasare, care își sărbătorise apogeul în 1930, când s-a, mă rog, inaugurat, când școala de Belle Arte s-a numit Academie de Arte. După acel moment frumos, a urmat perioada aceea de reușire, în care un Agafițe, un Irinescu, un Corneliu Baba, tinere asistență s-au trezit pe drumul de desfințare, un respiro pe care l-a dat facultatea, Liceul de Arte Plastice, în care mulți s-au ocupat, profesorii dumneavoastră, toți asistenți unii sau unii care au norocul să nu își derugă studiile, să le termine chiar în anii 49-50, s-au regrupat la Liceul de Arte Plastice la Băncină și apoi, după această facultate a început să-și recapete profilul ei. În acest moment, spun, a fost șansa dumneavoastră, șansă dublă, pentru că deja se mai îndulcisele lucrurile, oamenii scăpaseră de obsedantul de geiu 1950, aproape proletutist 1950-1960, începau încet, încetul să intre, mă rog, noile semne ale evoluției picturii moderne, nu mai erau considerate decadente și, practic, dumneavoastră s-a respirat mai mult, o generație destul de tânără și creativă. Această generație care a fost amintită aici, a fost o generație care v-a putut lăsa un mesaj. Mi-l aduc aminte pe oamenii, pe victorii care au intrat în anal de victorii români, încă din anul. Nu mă gândesc la scopul condurat,
împreună cu Florea, unul din cei mai buni sculptori ai generației sale. Mă gândesc la, la domnul Podoleanu, o altă generație, la domnul Hartman, care au inaugurat un alt moment de vârf. Pot spune acest lucru al școlii de arte. Este momentul deceniilor 8, 9, când practic această facultate s-a ridicat la anumite cote care reaminteau valoarea cotelor deceniului 3, 4, Ștefan Dumnezeu și Nicolae Tăniță. Ați avut șansa de a face pictură domnul Hartman, domnul Neagoi, Podoleanu, acoarela cu Rapins. Ați avut șansa de a avea asistenți tineri și dinamici ca Francesc Barba sau, mă rog, Cornel Ionescu, de a asculta cursurile acelei delicate profesoare de istorie artei, în sfârșit de drag, doamna Emilia, așa, Emilia Arneanu, de a cunoaște o generație care a putut să transmită, a avut ce să transmită. Ei înșiși au rămas aici pentru că alții buni, cum a fost Ilivescu sau Cornelius Bama, au plecat la Cluj, respectiv București, și practic studenții nu mai ați avut de la cine învățat? După 4 decenii, dacă am încercat, nu să discutăm în ansamblu expoziția, dar fără să vă cunosc prea bine, dar știm câte ceva despre dumneavoastră, dacă am încercat să faceți un bilanț, am putea spune că sunteți iar o generație norocoasă în sensul că, în ciuda tuturor vitregiilor, în momente și înainte de așa cum, în care arta n-a spune că este favorizată, prea mult crucial, ați reușit să îi puneți arta dumneavoastră, creația dumneavoastră și în același timp să desăvârșiți un timp de profesor. Cred că majoritatea dumneavoastră s-au realizat înainte de a fi pictori și artiști, s-au realizat ca profesori. Profesor la școală, profesor la licee de etrofie, profesor în învățământul general, îndrumători artistici la casele de creație sau la casele copiilor, în fine. Mulți din dumneavoastră și-au arătat aptitudinile dumneavoastră organizatorice, am înțeles că vreo 3 din dumneavoastră au fost și sunt, mă rog, președința Uniunii Artiștilor Plastici. Oameni care înainte de toate, într-un moment foarte dificil de tranziție, în care putem să înțelegem orice prin aceasta, a reușit să impuneți frumosul. Într-o perioadă când tehnicismul exagerat, când concurența altor priorități, justificate sau nu, dumneavoastră ați adus lecția frumosului. Nu numai prin aplaudele dumneavoastră, dar prin munca dumneavoastră pedagogică. Când noi am servat nu de mult, nu tare de mult, 40 de ani de la plecarea facultății, cu toate că au fost oameni la noi care au cochetat cu muzică și au mai lăsat vreo 7-8 volume de literatură, sau alții au cochetat cu politica și înainte și după aceea, într-o continuitate explicabilă, așa, dar ne realizând cine știe ce mari performanțe, am spus, am fost o generație de profesori și ne-am realizat ca profesori, chiar și universitari, sau alții dintre noi care au scris cărți mai multe, mai puține, tot au fost și au finalizat cărțile procesului medical. E cel mai frumos lucru care l-aș putea aduce.